Veste bună pentru fumătorii din Câmpina. În zona parcului din centrul municipiului a fost amplasată o terasă închisă unde se poate fuma, dar totodată și savura o cafea. Spațiul respectă reglementările legii numărul 15/2016, fiind vorba de o încăpere care se corespunde normelor în vigoare. De exemplu, aici nu poate fi vorba despre un perete, pentru că definiția din DEX a acestuia este element de construcție așezat vertical sau puțin înclinat, făcut din zidărie, din lemn, din piatră sau alte materiale, care limitează, separă sau izolează încăperile unei clădiri între ele sau de exterior și care susține planșele, etajele și acoperișul. Aceasta este prima terasă de acest gen din Câmpina și există posibilitatea să mai apară și altele. În Ploiești, astfel de terase au fost înființate de aproximativ un an și se bucură de succes în rândul fumătorilor.